în fiecare an, slujitorii Domnului nu au uitat să-i viziteze pe mai mari județului. Angajații au fost udați cu apa sfântă în prag de bobotează. Închinarea tăimii țara, în glasul Părintelui a mărturisiție, fi iubit pe tine, nu minute, și Domnul închine porumbela de... Preoții spun că rolul acestui obicei este de a aduce armonie în casele oamenilor. Am venit cu botezul, sigur ne dorim ca toată lumea să fie bine, să fim sănătoși, să trăim mulți ani pe pământ, așa cum ne urăm cu toții. O perioadă de importanță, pentru că este foarte important să știm așa, întotdeauna omul trebuie să-L caute pe Dumnezeu. Noi ca preoți suntem cei care suntem trimiși de Dumnezeu să căutăm pe oameni. Deci iată, lucrarea aceasta o facem și în instituția prefectului, în Consiliul Județean Gorj, un lucru normal, pentru că sunt oameni care aici lucrează, aici trăiesc. Stau 8 ore pe zi, aici lucrează și noi suntem datori să venim, să căutăm pe oameni, le binecuvântăm birourile, îi stropim cu apă sfințită, cu aghiazmă mare, așa cum de fapt știm că se procedează în fiecare casă de om adevărat. Adică noi mergem și stropim în casele oamenilor. Potrivit tradiției, începând cu primele zile ale noului an, slujitorii sfintelor altare merg și sfințesc casele oamenilor prin stropire cu apă sfântă și vestesc botezul lui Hristos.